Dar câte comenzi de cu tu? În ăștia 2 ani? 8.000. 8.000? Da. Se pare puține sau multe? Mult! Mi se pare o cifră fantastică. Cred că sunt puțini livratori care au ajuns la cifra asta. Comenzi momentan încă n-ai intrat nimic, îți dă o zonă anume unde să mergem să luăm comenzi de acolo. A. Dubornicu Voicescu, ceva de genul, 26. Șeful sub acoperire află de la Adi că secretul succesului este să fii tot timpul în mișcare pentru a prinde cât mai multe comenzi. Hai de capul meu ce e aici. Mai niște drumuri minunate. Bicicleta lui merge mult mai rapid decât trotineta mea. Sper să pot să mă țin când trebuie. Asta ți-ai făcut-o tu? Da. Cum merge? E ok. Am avut electrică, doar că a avut unul grijă cu mașina să intre mine. Era. Și mi-a făcut-o de daună totală. Și nu a fost singurul accident de care a avut parte în cei 2 ani de când lucrează ca livrator pe bicicletă. Anul trecut mi-a deschis un domn ușa. Și mi-a deschis ușa de mi-a intrat colțul ușii în picior. Mi-a făcut 4 copci. Wow. Cu siguranță nu e o meserie lipsită de pericole, mai ales dacă stai pe două roți toată ziua pe stradă. Se poate întâmpla să mai ai incidente cu participanții la trafic. Pauză ți-ai? Pauză? Nu prea. Mănânc în grabă așa. Șeful sub acoperire profită de cei câțiva pași pe jos pentru a afla mai multe lucruri despre Adi. Da. Ha. Ești căsătorit? Da, am și 2 copii. Cât de mari sunt? Băiatul are 12 ani. 13? 12. 12. Și fata 8 ani, pardon. E făcut de tânăr. Păi da, trebuie. Cea mai mare bogăție copiii sunt. Da. Asta lucrează? Nu, acasă cu copiii. Soția mea nu mai lucrează de 13 ani. Este singurul care aduce venitul în momentul ăsta în familie și cred că asta cu atât mai mult îl face să lucreze mult mai dedicat în jobul ăsta de curier. Mersi! N-ai pentru ce? Foarte și... de ajutor, mi-ai explicat totul cum funcționează. Cu plăcere. Și ne mai vedem pe stradă, cu siguranță. Cea mai mare. Spor. Okay. Adi este un om extrem de dedicat, vrea să lucreze absolut impecabil și văd că respectă ce trebuie făcut. Știe foarte bine cum trebuie să abordeze orice situație, când n-are anumite informații, unde să intre, cum să folosească aplicația, cum să contacteze clientul când e cazul. Chiar foarte, foarte bine.